Reabilitarea drumului DC68 dintre satele Scorușu și Calapăru din comuna Borăscu face parte dintr-un pachet de 10 km de drumuri comunale ce au fost și vor fi asfaltate cu sprijin financiar de la Ministerul Dezvoltării. Lucrăm acum la modernizarea drumului DC68 Calapăru-Scorușu pe lungimea de 2 km și 784 de metri. Suntem în prima fază de tunarea binderilor, de amenajarea canalului de scurgere. Avem o parte din șanțuri prevăzute a se executa din ciment dalat, adică pe porțiunile unde există zone critice. Localnicii s-au arătat încântați că, în sfârșit, strada le-a fost asfaltată. E super, super. În primul rând, suntem și noi în rândul lumii, civilizate. Cum era înainte? Foarte rău. Era rău din cauza praful, în special praful. Ne termina cu totul. Uitați-vă dumneavoastră. Gospodăria nu mai e în praf și toate nereguli. Acum, rigole, ia câtă. Apa se duce, se scurge, drumul e super, e cam palmă, nu? În satul Scorușu locuiesc circa 120 de familii.